De mult, în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra, urmează Simsalagrim. Blănoasa. Asta e partea mea preferată. Atenție la cuib, atenție la cuib. Îmi pare rău. Ce se petrece aici? Nu pot să vă las singuri, mereu vă ciondăniți. Draga mea soție, când aveam mai mare nevoie de tine, mi-ai fost luată. Ce-i de făcut? M-am gândit mult la propunerea ta, Sylvester, și ai dreptate. Să intre! Maestatea sa te primește acum. Astăzi radiezi cu adevărat, fetița mea. Ce ai mai pățit acum? Cred că m-am îndrăgostit. Fă bine și revinoți, nu e nici momentul și nici locul. Fica domniei tale este cea mai frumoasă din lume. Este chiar mai frumoasă decât mama ei, scumpa dumitale soție. M-am gândit mult la viitorul tău, scumpa mea fetiță. Odată plecată mama ta, eu, adică noi... Maestatea sa vrea să spună, draga mea, că dacă mama ta nu mai e printre noi, regele vrea să vă asumați anumite responsabilități pentru a-l ajuta să-și facă datoria. Parcă am fi la operă, deși nu mă uit la operă niciodată. Oh, cu ce l-aș putea ajuta pe papa? Am decis, eu am decis... Ca să te pregătești pentru ziua când vei deveni regină, tu să te căsătorești. Tată, sunt prea tânără să mă mărit. Și cu cine să mă mărit, mă rog? Vreau să te măriți cu sfătuitorul meu de încredere, cu Sylvester. Nu-mi place cum arată. E în interesul statului și pentru siguranța ta, fetițo. Dar, papa, nu vreau să mă mărit. Sunt prea tânără și... Scumpa ta mamă avea numai 16 ani când ne-am căsătorit. Asta e o altă poveste. Tu și mama chiar vă iubeați. Maestatea sa are nevoie să-ți asumi responsabilitatea de viitoare regină. Se așteaptă să-i dăruiești un nepot. Nu! 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 Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? O, frățioare, asta e șansa mea. Doc, bătrâne, trebuie să o ajutăm. Să nu cumva să îndrăznești. Spune că o să te măriți cu el dacă o să-ți dea ceva imposibil de dat. Ești cumva un oracol? Crede în sfatul meu și fă cum spun eu. Tatăl dumitale așteaptă un răspuns, alteță. Nu știu ce să-i cer. Ce solicitare ciudată. Tocmai asta e, nu va reuși să le găsească. Ai o idee mai bună, cumva? Bine, bine. Apropiați-vă un pic, alteță. Am fost foarte răbdători, alteță. E timpul. Genială idee! Vin acum! Mă voi mărita cu condiția să-mi aduci, înainte de lăsarea serii, trei rochii unicat. Una aurie ca soarele, alta argintie ca luna...
Una înstelată ca boltea cerească și o alta făcută din pielea fiecărui animal sălbatic din pădure. Știi să te târguiești exact ca mama ta. De acord. Nu-mi pasă, dar veți căuta în lung și în lat o armată de croitorese care să-mi țese trei rochii. Una aurie ca soarele, alta argintie ca luna și una înstelată ca bolta cerească noaptea. Apoi veți trimite cei mai buni vânători pentru a-mi aduce pielea tuturor animalelor din împărăție. Dacă nu mi le veți aduce până la lăsarea întunericului, vă veți pierde nu numai slujbele, ci, luați aminte, și capetele. M-am făcut înțeles? Ai auzit asta? N-am auzit nimic. Vino. Într-o zi voi fi regină, ca tine. Aș putea privi ore în șir. Ce te-a apucat, Yo-Yo? Dorința ta e poruncă pentru noi. Ce individ viclean și rău! Să pună mâna pe Emily, e timpul să acționăm. Cum adică să acționăm? Trebuie să o salvez. N-o să faci așa ceva, nici măcar nu știe că suntem aici. Nu-ți fie teamă, prințesă, au sosit campionii. Poftim? Ce sunteți voi? Eu sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din toate timpurile. Eu sunt Doc Croc, învățat filo. Cine v-a trimis? Ce se petrece? Alteță, am venit să vă protejăm și să vă servim. Nu te poți căsători cu cineva pe care nu-l iubești, chiar dacă e dorința tatălui tău. Avem un plan să te scoatem de aici și până se vor liniști apele. Despre ce plan vorbești, istețilă? Planul care spune că dacă nu plecăm acum, prințesa se va căsători cu un moș care e foarte rău și foarte săcăitor. Mama spunea mereu că în viață trebuie să profiți de ocazii. E timpul să-i urmezi sfatul. Va trebui să o port. Iertați-mi, prietenul alteță, nu cunoaște bunele maniere. Hei! Stați puțin, să terminăm deghizarea. Bine te-ai gândit. Așadar, de ce mai stați pe loc? Să plecăm înainte să ajungem închiși într-un turn. În curând vei fi a mea, iar fiul meu va deveni rege și va domni după voia mea. Sire, veniți repede! Alteța s-a fuge cu două creaturi ciudate! Firar să fie! Firar să fie! Ce pui la cale, fetițo? Cinci, zeci,
de monede de aur, oricui îi prinde pe răpitori și o aduce pe prințesă înapoi. Nu trebuie să treacă hotarul. Plecați! Se pare că suntem în alt regat. Nu-mi pasă nici dacă suntem în țara smintiților. Mi-e foame și vreau păturica mea. Păi, nu mai ești prințesă. Ești ca noi acum, un fel de creatură blănoasă. Îți vom spune blănoasă. Nu vă speriați, alteță, luați-o ca pe o aventură. Nimeni nu trebuie să știe cine sunteți până nu-i veți putea spune în siguranță. Știți că ați încălcat proprietatea regelui? Spuneți-mi ce căutați aici. Eu sunt regele Finn. Vă cer să-mi spuneți ce căutați în țara mea. Păi, noi suntem niște pelerini care s-au rătăcit. Nu, vă rugăm, suntem inofensivi. Nu e așa, Yo-Yo? Vă rugăm, vrem să vă distrăm. Ia-te după mine. Trupa de blănoși suntem noi, trupa de blănoși. A fost grozav. Acest cântec și dans se potrivesc perfect cu evenimentul nostru. Două nopți pe malul lacului, sunteți angajați. Și tu ce poți face, păptură ciudată? Ce ești, mă rog? Eu nu mă pricep la nimic. Nu e adevărat, înălțimea voastră. În cazul ăsta poți lucra în bucătărie. Hei, fratele meu, hai, nu e greu. În picioare simți ritmul tare. Dacă aur vrei, ai tu peu să-l iei. Trebuie să îndrăznești, tânăr cât ești. Și ce vrea maiestatea sa să fac eu cu tine? Uite în ce stare ești, dezgustătoare. Eu nu sunt bună de nimic. Suntem aici. Liniștește-te, vom găsi o cale ca tânărul rege să afle cine ești. Cum să-i spun cine sunt, când nici eu nu mai știu cine sunt? Ești o prințesă atât de frumoasă, meriți doar ce e mai bun. Să nu te ia valul acum, monsieur. De seară vei intra la concert ca să vorbești cu regele față în față, ai înțeles? Vreau migdalele înălbite. Am spus migdale înălbite. Ce nu ai înțeles? Tu la ce te uiți, ghemotoc nevolnic ce ești? Acea fată iar mă pune pe jar. Cât cu banul ai da, ea va fi a mea. Nu te mai da în stambă, e foarte grav. Trebuie să o ducem pe blănoasa la bal. Sau aici își va sfârși zilele și nu va mai ieși din regatul ăsta. N-ar fi o idee rea să vă puneți blana afară la aerisit, minosimea voastră, adică înălțimea voastră. Te crezi tu campionul prințesei, dar mai ai de învățat la capitolul bune maniere. Are dreptate, Doc, m-am săturat să miros urât. Sunt gata, vă rog, arătați-mi drumul. Nu-mi place să-ți dau vestea asta, dar nu e de nasul tău. Cu bijuterii chiar la fix ai fi. Ce rochie ce frumoasă e! Wow! Minunată!
E încântătoare. Cine este? Te cunosc? Ascultați un pic, aiurel, nu vă zic, juvaierele chiar nu s-o vorbă doar. Fantastic! Fantastic! Ți-am spus de 1000 de ori să pui lucrurile la locul lor. Știu să dau primul ajutor, domnule, la dispoziția ta. Eu sunt Yo-Yo. Mai să fie. Nu ești individul de la spectacolul de aseară? La invitația specială a maiestății sale. Noi suntem duetul ambulant, pregătiți pentru orice ocazie. Regele vrea supa până la prânz. Gulii gâlgâitoare, am uitat de supa specială a regelui. Domnule, bunul meu prieten i-a instruit în cele mai bune hoteluri. Păi da, dar am nevoie de un asistent special. Am stat cu ochii pe făptura aia ciudată și trebuie să recunosc, îmi place stilul ei. Vorbești serios? Chestia aia? Îmi amintesc o supă pe care mi-o pregătea bucătarul meu. Întrucât m-ați impresionat până acum, vă voi da o șansă. Dar vă avertizez, dacă regelui nu-i va plăcea, vor cădea capete. Vezi? Ți-am zis eu că o să o scot la capăt. O supă delicioasă. Ce e? Să vină Gordon, acum! Trebuia să-mi dau seama. Nu mă pot baza pe absolut nimeni. Maiestate, îmi pare nespus de rău. Credeam că mă pot baza pe ei. Trebuia să știu... Calmează-te, calmează-te. Supa a fost grozavă. Cine a făcut-o? Dar... Eu credeam, cred că a făcut-o ursul ponosit, sire. Eu cred că voi trei ascundeți ceva. Îmi explică cineva cum a ajuns inelul ăsta în supă? Blănosule, vreau să știu cum a ajuns inelul de aur în supa mea. Nu știu nimic despre niciun inel, domnule. Nu sunt bună decât să mi se arunce roșii în cap. Sunteți liberi cu toții. Îi voi da de capăt poveștii astea. Grozavă supă, vreau aceeași supă și mâine. De ce nu i-ai spus regelui despre inel? Trebuie să-i spui cine ești sau vom sfârși pe scenă tot restul vieții. Cu mult aur, da? Chiar puteai cânta. Asta e ideea, da. Mă voi strădui. Să plecăm, înainte să ne prindă Gordon. Ai plecat aseară fără să-mi spui cum te cheamă. Se pare că prințesa și-a găsit prințul. Îmi pare rău, amice. Nu. Nu, nu se poate. Yo-yo. Ne pare rău, înălțimea voastră. Ne-a luat valul muzicii. Stop! Am amețit ce te-a apucat!
nu-mi spune. Au și un număr de trapez, nu-i așa? Dacă s-au rănit cumva, să mergem să vedem. Mai să fie, ce avem noi aici? Doi mici năzdrăvani. Am destul de multe să-ți spun. Ne pare tare rău că v-am stricat toată seara, maestate. Poftim? Asta a fost distractiv, dar unde s-a dus ea? Noi știm unde s-o găsim, maestate, dați-ne o șansă. Pot să am încredere în voi? Nu aveți nimic de pierdut dacă mai aveți odată încredere în noi. Când o veți găsi, să îl puneți pe deget. Așa voi ști că este dragostea mea adevărată. Nu lenevi la locul de muncă sau vei lucra triplu. După ce termini, apucă-te de supă. Apucă-te de supă. Prințesă, nu plânge, te rog, va fi bine. Untul e bun pentru ten, știi? De unde să știe regele cine sunt eu, Yo-Yo? Tocmai l-am văzut pe Sylvester vorbind cu Gordon. E pus pe rele de data asta, trebuie să vorbești cu regele. Repede, ia-ți rochia pe tine și pune blana peste ea. Nu, Gordon se îndreaptă încoace. Hai, blănoasă, vine Gordon. Regele vrea o porție dublă de supă la prânz. Să fie bună și fierbinte. Nu știu ce-i cu zarva asta. Am gustat supe mult mai bune. Dar ce ați pățit cu toții? Ați asurzit? Wow, Sylvester! Bine ai venit! Intră, te rog! Acest domn important e din regatul vecin! Are un aer familiar! Trântorilor, veniți odată aici! Regele așteaptă mâncarea! Vreau ca blănoasa să-mi servească supa! Încă un polonic, te rog. Ce-i cu fluierul ăsta? Fata asta e o impostoare. Sunt pe urmele ei de câteva luni. Stop! Inelul! Atâta vreme cât eu voi trăi, tu nu vei pleca de lângă mine. De unde ai știut că sunt eu? După ce ți-am recunoscut ochii albaștri, senin, deși murdare de cenușă, bunii tăi prieteni au decis că e timpul să ne ajute în căutarea noastră. Sunt confuz. Care căutare? Căutarea dragostei adevărate, Yo-Yo. Căutarea dragostei adevărate. Și cine e străinul ăsta care vine mereu nepoftit aici la noi? Sfătuitorul tatei. A vrut să mă mărit cu el, dar... Dar ți-ai sfidat tatăl nerecunoscătoare, meriți? Merită ce e mai bun pe lume. Mă voi ocupa de tine mai târziu. Gărzi, luați-l de aici. Cum aș putea să vă mulțumesc? Vă rog, ați putea rămâne cu mine. Cu plăcere, ce spui, Doc? Regret, prințesă, regret, Yo-Yo. Avem locuri de vizitat și oameni de văzut. E timpul să plecăm. Simsala grim! Ai dreptate, ai mereu dreptate. Regret, prințesă, dar când trebuie să pleci, trebuie să pleci. Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Au dublat în limba română Sebastian Lupu, Richard Balint, Răzvan Bicoveanu, Anca Sigmirean, Petre Ghimbășan, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Ester Achelariu. Regia Alina Leonte și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.